în PNR ca să vadă un mare spectacol fotbalistic, cum ni se confesa înainte de joc un microbis gribulit. Nimeni n-a avut ce regreta, partida fiind mult peste nivelul obișnuit al diviziei naționale, cu Rapidul în rol de prima donă. Faza cea mai controversată a întâlnirii s-a petrecut în minutul 17. Atunci, arbitrul Huzu a acordat lovitură liberă indirectă pentru rapidiști, după un duel la balon, Necula Matei. Vă rugăm puțină atenție, faza cu cântec fiind reluată cu încetinitorul. Galeria Giuleștean simte ceva, Constantinovici mișcă ușor balonul spre Vameșu și ghiuleaua acestuia scutură plasa porții lui Colceag. FC Național Rapid 0-1. Astfel nu trecuse decât un sfert de oră și promisiunile antrenorului Mircea Rădulescu începeau să se adeverească. Venim să dăm gol, nu să ne apărăm ca apucații. Șutul lui Moisescu dă semnalul cavalcadei ofensive a gazdelor. În minutul 23, același Moisescu, după o fază confuză, era un vârf de bocanc de golul egalizator, dar defensiva adversă e mai iute. Peste un minut, contraatac fulgerător al oaspeților, Vameșu centrează precis, Constantinovici la un pas de gol, balonul însă ajunge la Bolohan, care ștece în cont o ratare monumentală. Profesorul Rădulescu dirigează în continuare simfonia rapidistă. În minutul 26, scorul ajunge la 0-2. Constantinovici execută bine o lovitură liberă de la 20 de metri, Colceag se mișcă cu încetintorul și Naționalul e knockout. De altfel, Colceag, ușor accidentat, este schimbat cu Ștefănescu la câteva secunde după gol. Bancarii nu abdică și în minutul 34, Liță execută maestru lovitură liberă, dar Batman e mic copil pe lângă Tene. Dună bate bine cornerul, Albeanul ia la țintă pe Tene, iar Pigulea prinde un șut înșelător de la 22 de metri, care lovește ușor transversala. Armeanu blestemă, așa ghinion mai rar. În minutul 43, Constantinovici irosește o excelentă pasă de la Târțău, mai periculos de la meci la meci, și prima repriză se încheie cu două goluri avantaj în favoarea albișinilor. La oficială, multe vipuri. Becali cel Mare, apreciatul Ovidiu Ioanițoaia și Nicolae Mărășescu, Traian Tomescu, radiofonistul Ilie Dobre și mucalitul Dumitru Dragomir. În repriza secundă, Rapidul va marca, iar Naționalul va rata cum o face acum prin Ciobotariu, capând cu echipierul său Albeanu. În minutul 58, Stanciu face o cursă impetoasă, centrează și piticul Cezar Zamfir are o săritură de monstru și aduce scorul la 0-3. Un super cadou pentru cel care marțea trecută a împlinit 29 de ani. În prim plan, portarul Rapidistene, o achiziție de 24 de carate. Peste numai 4 minute, Zegrean centrează și Luțu ratează din poziție ideală golul de onoare. Pentru că în minutul 66, golgetrul Dună, care a fost urmărit de francezii de la Guingamp pentru un eventual transfer, să mai înfigă un spin în inima lui Halagian. În minutul 67, după o pasă precisă venită de la ex-dinamovistul Marian Savu, Târțău pune bomboana pe coliva bancarilor. Contraatac clasic, șut din prima, gol de kilogramă și incendiara galerie Giuleștean are dreptate. Rapid, Rapid, Joșca Real Madrid. Cu un minut înainte de final, Târțău ratează senin din careul gazelor, dar poate a fost mai bine așa, deoarece un 0-5 ar fi fost un scor total nedrept. Fluierul final al arbitrului Huzu pune capăt unui meci de clasă. Rapidul a urcat pe locul 2 și de acum orice vis, chiar nebunesc, pare real.